dragilor! Astăzi am un haul de vară cu haine, încălțăminte și accesorii. Am dat în ultima perioadă comenzi pe diverse site-uri, așa că azi o să vă arăt ce am cumpărat eu în ultima perioadă de la Zara, de la H&M și am dat o comandă și pe About You, așa că stați până la final dacă vreți să vedeți ce lucrușoare drăguțe, zic eu, am cumpărat de data aceasta. Iar dacă vă place genul acesta de clip tip haul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și vă invit să mă urmăriți și pe Instagram, pe Facebook, unde putem să interacționăm mai mult, unde puteți să vedeți ceea ce postez și în afara YouTube-ului și care fiecare dată verificați descrierea pentru că acolo o să găsiți toate link-urile necesare. Toate acestea fiind zise, dragilor, haideți să trecem la haine pentru că am pus mormanul acesta aici lângă mine, așa că haideți să ne apucăm de treabă și să le luăm pe rând. Dacă ați văzut clipul meu în care vă povestesc cele 40 de lucruri pe care nu le mai cumpăr, probabil știți deja că mi-am setat anumite standarde, anumite reguli vis-a-vis de hainele, de încălțămintea și de accesoriile pe care mai urmează să le cumpăr și vis-a-vis și de cele pe care le-am luat astăzi. Așa că probabil o să observați în clipul de astăzi că nu am să vă arăt foarte, foarte multe articole, ci articole esențiale pentru mine, destul de simple, dar făcute din materiale de calitate, zic eu, materiale care îmi plac și cum arată și cum se simt pe piele și care să se potrivească mai ales acum vara, când deja a venit canicula aceasta pe care o avem noi afară. Așa că vă rog să țineți cont de lucrul acesta, deci dacă apreciați simplitatea și calitatea hainelor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Și astăzi cred că o să încep cu ceea ce am luat din Zara și am să vă arăt întâi de toate două cămăși superbe. Practic am aceeași cămașă, doar că în două culori, și întâi de toate am luat-o pe alb, să știți, pentru că îmi căutam o cămașă albă din in și da, aceasta este 100% in și se vede lucrul acesta, materialul arată super bine, se simte foarte fain la atingere și pe piele. Este o plăcere să-l porți pentru că inul vara este mai vaporos, lasă căldura să treacă prin el și nu simți că ți se strânge efectiv pe piele, că nu te lasă să respiri și că te face chiar mai rău să transpiri, așa că am început să înclin mai mult către materialul acesta pentru vară și căutam cu disperare o cămașă albă din in care să mi se potrivească la perfecție, așa că după mai multe căutări am ales să o iau pe ea. Este o cămașă din aceasta crop top, care în general este destul de scurtuță, dar aceasta, fiind un model așa mai oversize, mie îmi vine perfectă. Mai ales că eu în general port pantalon cu talie înaltă, fustă cu talie înaltă, așa că aceasta crop va veni perfectă să o pun efectiv în pantaloni, în fustă și să completeze perfect ținuta, deci nu aveam nevoie de și mai mult material, cam asta era ideea. Și să știți că ea este oversize, după cum v-am zis, dar cea pe care o am eu aici este în mărimea XS, care este, dacă nu mă înșel, cea mai mică mărime la această cămașă. Și chiar și așa, în această mărime, mie în continuare îmi vine oversize, adică nu este pe corp, pentru că aici, în partea cu mâneca, arată ceva în genul acesta, deci vă dați seama, dar oricum îmi place cum vine pe mine și aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum vi se pare și vouă. Are mâneca lungă, ceva de genul acesta, sau mai bine zis 3 sferturi, și chiar se poate închide cu un nasture din acesta destul de subtil, dar eu în general port cămășile cu mânecile suflecate, mai ales pe cele oversize, pentru că deja am foarte mult material în partea aceasta și dacă suflec mâneca, practic scot la iveală mai multă piele și astfel pare mai relaxat întregul look și, bineînțeles, pot să o port și închis așa până în gât, dar nu o să fie cazul pentru că am de gând să o iau acum pentru vară, așa că o să o deschei probabil la un nasture, maxim 2, și o să fie perfectă. Și bineînțeles că dacă este pe alb, pot să o asortez cu absolut orice în partea de jos și nu numai. Iar cealaltă, v-am spus, este practic aceeași cămașă, doar că în nuanța aceasta superbă de albastru, care mi se pare că se potrivește foarte bine acum vara și care mi se pare și destul de ușor de asortat, chiar dacă este o nuanță nici foarte aprinsă, dar nici o nuanță neutră, mi se pare super simplu de inclus într-un look
zilnic și după cum se poate vedea, cămașa aceasta are un buzunar aici în partea din față, este un buzunăraș din acesta destul de măricel, are nasturii la fel și în partea aceasta unde se închide în față, dar și la mâneci și partea din spate este ușor mai lungă decât partea din față, deci puteți să o băgați mult mai bine în pantaloni, de exemplu, la spate, pentru că este mai lungă efectiv și materialul acesta, să știți că, pe lângă faptul că v-am zis, mi se pare perfect pentru vară, mi se pare foarte ușor de inclus atât în ținutele casual pe care poți să le ai în viața de zi cu zi, când ești la o plimbare, când ești în oraș, dar și în ținutele de business, mai ales că vorbim de o cămașă făcută din inul acesta, dar care totuși are structură, astfel încât să îți creeze un look din acesta definit și astfel încât să o poți combina, nu știu, cu o fustă mai business, cu niște pantaloni și astfel să creezi un alt fel de look folosindu-te de ea. Așa că din nou sunt mega, mega încântată că am găsit genul acesta de cămașă cu acest croi și vă dați seama că dacă nu-mi plăcea nu o luam în două nuanțe. Și pe aceasta, pe alb, am luat-o la preț întreg, la 130 de lei din câte mi-amintesc. Oricum o să vă las la fiecare articol vestimentar, vă las link în descriere în cazul în care mai găsesc articolul pe site ca să mergeți direct la el, să aflați mai multe detalii, nu știu, legate de compoziție sau de preț. Iar pe aceasta albastră am găsit-o la reduceri la 90 de lei și chiar aveam de gând să o cumpăr pentru că v-am zis, am luat-o mai întâi pe cea albă și chiar m-am mulțumit și când am văzut că era redusă, am plasat comanda instant și ea este tot în mărimea XS, deci da. Iată cum pot fi utile și reducerile, pentru că vă spuneam că nu mai cumpăr haine la reducere așa în mod impulsiv pentru că doar sunt reduceri, ci doar dacă am nevoie de ceva. Și cum acea cămașă era pe wishlist, iată cum am profitat eu de aceste reduceri de vară. Și ce am mai luat de la Zara este o pereche de încălțăminte superbă, ce mi-a venit în săculețul acesta din pânză și ghiciți ce am aici, o pereche superbă de mocasini. Acum nu știu câte dintre voi sunteți fanele mocasinilor, dar eu îi ador, un look să fie mult mai elegant, chiar mai office pot să zic, dar pot fi purtați și pe timp de zi în orice ținută, sau mă rog, aproape orice ținută, dar și în ținutele de business, dacă nu vrei să iei pantofi cu toc, mi se par ideali. Și îi urmăresc pe aceștia să iau de o grămadă de timp, cam de o lună, poate chiar mai bine, pentru că îmi plăcea foarte mult nuanța aceasta de caramel. Cred că așa o descriu și ei pe site, dar să știți că puteți să-i găsiți în mai multe nuanțe dacă vă interesează, dacă vă place modelul, dar nu vă place culoarea. Eu am ales-o pe ea pentru că mi se pare cât de cât asemănătoare cu pielea, astfel că pot fi ușor de asortat în mai multe nuanțe, poate cu un outfit pe negru, pe alb, nuanțe neutre, dar și în nuanțe mai puternice, pentru că fiind în această culoare de caramel, v-am zis, mi se pare că îi face super, super purtabil. Și alt motiv pentru care am cumpărat perechea aceasta este faptul că este făcută din piele, ceea ce din punctul meu de vedere îi mărește cumva rezistența în timp, pentru că mai am niște pantofi cu toc, sandale de la Zara pe care le-am luat și sunt așa, tot așa din piele și materialul este aproximativ identic și credeți-mă că mi-au ținut super mult și au fost foarte, foarte confortabile și bine, le am în continuare, nu știu de ce vorbesc despre ele la trecut, așa că acesta a fost încă un plus. Plus că mi-a plăcut și modelul cu detaliul acesta auriu în partea din față, iar pe partea din spate au semnul acesta ca și cum ai putea să îi porți ceva de genul acesta. Ei bine, la mine nu cred că o să fie cazul, sincer vă zic, pentru că nu îmi place efectiv cum arată, adică la mine mocasinii trebuie să fie mocasini. Și în momentul în care mi-a sosit perechea aceasta, mi-am dat seama că mai am încă un motiv să iubesc și anume faptul că pielea aceasta este atât de moale, cu siguranță puteți să vă dați seama, este așa ușoară, maleabilă, astfel încât tind să cred, încă nu am apucat să-i port, după cum puteți vedea, sunt cu eticheta pe ei, tind să cred că fiind atât de moi, nu o să-mi creeze bătături la picioare, cel puțin
Asta sper, asta îmi doresc. Așa că, încă o dată, uitați cât de moale este această piele și eu i-am luat pe aceștia în mărime 35, de aceea îi vedeți atât de micuți, dar datorită acestui model cu un vârf ușor ascuțit, pentru că se poate mai mult de atât, știu sigur, mai ales la Zara, îmi face piciorul să pară efectiv mai lung, ceea ce este super pentru mine. Iar aceștia au costat 200 de lei, dar să știți că i-am văzut apoi la reducere la 150 de lei și s-a epuizat stocul mega, mega repede, așa că dacă vă interesează să-i achiziționați, intrați pe linkul pe care vi las eu în descriere ca să vedeți ce mărimi mai găsiți disponibile și în ce nuanțe și să știți că pe mine mă mai tentează foarte mult perechea pe negru. La fel și aceea mi se pare că arată superb și, bineînțeles, fiind pe negru, poți să o asortezi și mai ușor decât această nuanță. Dar da, eu o ador. Aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum vi se par și vouă. Poate au stilul acesta un pic mai masculin. Paul mi-a spus că îi se par un pic cam bătrânești, că vezi, domne, nu știu ce are culoarea, dar pentru mine nu contează. Mie îmi plac și asta. Este cel mai important lucru din punctul meu de vedere, dar totuși aștept să-mi scrieți și părerea voastră în comentarii. Trecem acum la comanda pe care am dat-o pe H&M și vreau să vă arăt una dintre cele mai drăguțe pijamale de la ei, cel puțin din punctul meu de vedere, și mai are și un preț decent și este vorba despre aceasta. Da, probabil nu o să vă dați seama foarte mult din model, așa că haideți să o iau pe rând. Întâi de toate, aceasta este bluza, este practic un tricou, după cum se poate vedea, dar într-un stil așa mai oversize și să știți că eu am luat aici mărimea S, așa mi-au recomandat ei pe site, pentru că fiind oversize, recomandă să iei cu o mărime mai mică, dar în general eu cam export la pijamale. Dar cu toate acestea să știți că vine destul de lărguță pe mine pentru că am probat-o, dar este super fain pentru că vorbim de o pijama. Pentru mine pijama trebuie să fie confortabilă, puțin mai largă, să mă simt bine în ea, să dorm bine, bineînțeles. Așa că aceasta este minunată și ce credeți că m-a atras pe mine la ea? Evident, modelul acesta cu margarete sau nu știu ce este floarea aceasta, niciodată nu am reținut dacă vorbim de margaretă sau de mușețel aici, dar arată bine și este pe un fundal de un albastru așa spre un gri. Pe site să știți că mi se părea un albastru din acela mai deschis, dar în realitate sper că pot să vă arăt eu pe cameră cum arată ea în realitate spre griul acesta. Și tricoul să știți că este și un pic mai lung, ceea ce este super. Și pantalonii de pijama, care și ei de asemenea sunt în S, vin așa cu elasticul acesta în talie, un elastic mai lat, dar care să știți că nu mă strânge sau să mă jeneze în vreun fel. Nu sunt, să știți, nici foarte scurți, dar nici foarte lungi, de exemplu, nu știu, până la genunchi, să zic așa, undeva între și între, oricum o să probez pijamaua și cu siguranță o să înțelegeți exact la ce mă refer. Și pijamaua aceasta este făcută din 100% bumbac, pentru că m-am uitat de lucrul acesta, mă interesează din nou să-mi iau materiale de calitate care să reziste cât de cât. Și prețul pentru ambele, adică și pentru tricou și pentru pantalon, a fost de 60 de lei, dacă nu mă înșel. Din nou, o să aveți linkul în descriere. Deci este un preț mai mult decât perfect din punctul meu de vedere. Eu am mai avut și am în continuare pijamale de la H&M și mi-au rezistat destul de bine, așa că da, trebuia să le iau și să știți că le urmăresc de câteva săptămâni de când au apărut prima dată la noutăți și dacă o să vă uitați pe site o să vedeți că au tot felul de modele din acestea nebune, cu cartofi prăjiți, cu hamburger, parcă din câte mi-amintesc, cu multe. Așa că intrați să vedeți ce modele interesante au, dar aceasta, cu aceste margarete, cu aceste flori, mi s-a părut mie cea mai drăguță și mai este una cu niște buline foarte frumoasă. Poate o să o iau la un moment dat, dar în acest moment pot să zic că am suficiente pijamale pentru vară. Și vă spuneam pe la începutul clipului că am prins drag de hainele acestea din IN, așa că ce credeți? Am mai cumpărat o cămașă, doar că de data aceasta este pe negru și a fost, din câte mi-amintesc, la prețul de 90 de lei și da, este din 100%
poartă in și aceasta și am văzut că mai avea o nuanță de bej la fel foarte, foarte frumoasă, iar cea pe care am luat-o eu este în mărimea S. Este o cămașă neagră, după cum se poate vedea, simplă, nu are absolut nimic pe ea, nicio aplicație, nasturii de asemenea sunt și ei negri și aproape insesizabili, bineînțeles că dacă vorbim de in, mai ales 100%, materialul să știți că este ușor transparent într-adevăr, dar din nou este un material perfect pentru vară, vaporos, astfel încât să nu stea lipit de piele. Și cămașa aceasta, când am luat-o eu, am stat să mă gândesc în ce mărime ar trebui să o iau, pentru că toată lumea scria la recenzii că este o cămașă destul de oversize, așa că am luat în mărimea S. În general, la cămăși eu port S, nu știu de ce am luat-o pe aceasta S, dar ideea este că tot îmi vine oversize, dar vine bine, în sensul că se încheie foarte bine la piept și pentru mine asta contează cel mai mult la o cămașă, să se încheie perfect la piept și să nu se creeze spațiul acela. Cu siguranță știți la ce mă refer. Dar cu toate acestea îmi vine un pic mare în partea aceasta la umeri, așa că ea, chiar dacă are mânecă lungă, pentru a o face să arate bine pe mine va trebui să suflec mâneca de fiecare dată. Și ea, să știți că nu este crop top cum erau cele din Zara, este destul de lungă, în partea din spate chiar este un pic mai lungă decât este în față, deci da, și are și un buzunăraș aici în partea din față, unul așa mai mare, exact cum era cea de la Zara, numai că v-am zis, este mai lungă și are și mâneca mai lungă și bineînțeles croiala este ușor diferită și să știți că și inul mi se pare ușor diferit. Acesta este cumva mai tare, așa, nu știu cum se explic. Parcă are mai multă rigiditate, mai multă structură față de cămășile din Zara, le am aici lângă mine, care se simt așa un pic mai ușoare, dar cumva materialul are greutate, dar este mai vaporos. Nu știu exact dacă explic bine, bine ce vreau să zic aici. Dar da, diferă ușor inul de la H&M față de cel de la Zara. Acum, bineînțeles, rămâne să le port și să văd în care mă simt cel mai bine cu căldura de afară. Și apropo de căldură, mă aștept să-mi fie puțin mai cald în aceasta pe negru, dar am vrut de asemenea să am neapărat o cămașă de in pe negru și cum la Zara nu am mai găsit în mărimea mea și un model care să-mi placă, am zis să o iau pe aceasta. Aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare și vouă. Bineînțeles că trebuie cumva călcată și ea să se așeze mai bine, dar din păcate inul, chiar dacă îl calci acum și ieși din casă și te sui în mașină și te așezi după aia pe un scaun, se șifonează destul de repede. Și dacă cumva vă gândeați că am terminat cu hainele din in, ei bine nu, pentru că mi-am cumpărat și o pereche de pantaloni scurți din cremul acesta foarte, foarte frumos, dar ei sunt făcuți din 53% in și 47% viscoză, pentru că nu am vrut să iau chiar din in 100%, pentru că știu că materialul acesta este destul de transparent, așa că la pantaloni nu mi s-a părut o idee chiar atât de bună și am zis să iau pe ei. I-am luat în mărimea S, să știți, pentru că tot așa site-ul recomandă să iei o mărime puțin mai mică decât mărimea ta normală și sunt perfecți. Au în talie elasticul acesta, ceea ce este super, pentru că efectiv se mulează pe talie, nu trebuie să le mai pui curea sau ceva de genul, poate să o pui numai așa ca să, nu știu, să adaugi un alt fel de accent ținutei, dar pentru utilitate nu este nevoie de curea pentru că se țin foarte bine pe piele. Și pe picior vin așa, sunt destul de lărguți, pot să zic, dar pentru că am luat o mărime mai mică, nu sunt foarte large, astfel încât să pară, nu știu, o fustă mai vaporoasă, de exemplu, ci chiar se vede că sunt niște pantaloni. Nu sunt nici strânși pe picior, dar nici foarte largi, la asta mă refer. Bine, mărimea pe care am luat-o eu, acum depinde ce preferați voi. Dacă vreți să-i aveți mai largi, luați mărimea normală. Dacă vreți să-i aveți perfecți, luați-i într-o mărime mai mică. Și după cum se poate vedea, sunt niște pantaloni simpli, atât pe partea din față, cât și pe partea din spate și au și niște buzunare din acestea destul de adânci. Nu cred că o să le folosesc la ceva, pentru că vă dați seama, sunt și deschis la culoare, așa că s-ar vedea imediat dacă aș băga ceva în buzunarele acestea, dar pot să vă zic că îmi plac foarte mult și dacă nu mă înșel, nu știu dacă am zis,
prețul lor a fost de doar 60 de lei, deci chiar mi se pare o afacere foarte, foarte bună și să știți că erau într-o grămadă de culori, de modele, așa că trebuie doar să vă alegeți favoritul vostru și da. Pantalonii de in scurți mi se par perfecți pentru vară, dar nu aveam o pereche din aceasta de un crem și să fie așa cu model unii, fără să am ceva imprimeu pe ei și să știți că mi se par mult mai fain așa și după cum ați văzut până acum, mi-am luat numai haine din acestea simple, fără modele, pentru că am realizat că am prea multe cu modele, de exemplu cum este și tricoul de astăzi și sunt destul de greu de asortat cu alte articole, așa că dacă ai haine ce sunt așa, într-o singură nuanță, este super ușor să le asortezi cu ceva cu model sau cu ceva tot așa simplu și astfel încât să ai o ținută mult mai clasică și poate chiar mai elegantă. Și ultimul articol vestimentar de in din haul-ul de astăzi, promit că am încetat cu in-ul cel puțin pentru moment, dar mai am alte lucruri drăguțe să vă arăt, așa că stați până la final, e bine, este această rochie. Căutam să-mi iau eu o rochie de vară, să fie așa midi sau chiar lungă, voiam neapărat una albă, dar până la urmă am zis hai să iau și una pe bej, de ce nu, și am zis să o iau pe ea în croiala aceasta de cămașă. Este practic o cămașă destul de lungă, ea cred că teoretic ar trebui să fie o rochie midi, dar mie îmi vine, să știți, destul de lunguță. Și de asemenea este într-un model din acesta oversize, cred că puteți să vă dați seama de aici cum se duce spre mânecă, iar rochia mea este în S. Am luat-o un pic mai micuță ca să vedem cum vine și materialul ei este făcut din 53% in și 47% bumbac, ceea ce este super, este un mix foarte, foarte ok și chiar mă gândeam că având atât bumbac în compoziție, poate nu este o rochie prea transparentă. Dar ghiciți ce? Este un pic transparentă, deci trebuie să am grijă ce lenjerie port pe dedesubt, pentru că se poate vedea, bineînțeles, forma ei și este de preferabil să iei una destul de simplă și chiar în nuanța rochiei. De asemenea, mâneca, să știți că este 3 sferturi, pot să zic, dar eu o țin așa suflecată pentru că, v-am zis, deja este mult material pe partea aceasta de corp și trebuie să mai afișez puțină piele la mâneci și vine în talie și cu un cordon. Foarte, foarte util. Dacă nu ar fi fost cordonul acesta, rochia ar fi venit super ciudat pentru că era undita mai materialul de la gât în jos și vă dați seama că eu fiind destul de scundă, încă o dată pentru cei care nu știu, am 1,60 m de-abia, deci vă dați seama că odita mai rochia din aceasta fără cordon care să evidențieze cât de cât talia, să îți dea efectiv o formă, n-ar fi fost cea mai bună idee, dar chiar sunt mulțumită de acest cordon pentru că face o treabă bună. Și are nasturi, să știți, până jos, de sus până jos, dar bineînțeles că dacă vrei poți să mai deschei, nu știu, un nasture, doi de jos, astfel încât să faci așa un fel de crăpătură și să pară un pic mai sexy și din nou să nu pară un material așa, din cap până în picioare. Și apropo de crăpătură, în lateral, în partea de jos, să știți că are ea niște crăpături din acestea și tot așa ajută să îți mai definească silueta, dar să știți că nu știu ce să zic de ea. Nu știu ce să zic, dacă să o păstrez sau nu, sunt un pic indecisă, văd că mi se potrivește, îmi place culoarea, îmi place materialul, pot să o fac să meargă destul de bine, dar nu sunt 100% sigură de ea. Aș păstra-o pentru a o lua ca rochie de mers la plajă, pentru că atunci este ideală și din nou are 53% in, deci este vaporoasă și perfectă pentru vară, dar aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și cum vi se pare vouă. Merită păstrată sau mai bine să o returnez? Eu totuși mă gândeam să o păstrez pentru că am luat-o la reducere la 50 și ceva de lei, deci prețul este minunat și ar trebui să nu am nimic să-i reproșez, dar v-am zis că încerc să am grijă la hainele pe care le aleg. Îmi doresc să am în șifonier haine care într-adevăr îmi plac și care mi se potrivesc, așa că da. Aștept feedback-ul vostru. Și tot de la H&M mai am să vă arăt două accesorii super, super drăguțe și apoi trecem la comanda de pe About You și mi-am cumpărat această cordeluță minunată pentru păr și ghiciți ce m-a atras la ea, că tot vă vorbeam mai devreme de model.
Bineînțeles, imprimeul acesta cu frunzele acestea verzi, un model tropical ce te duce cu gândul la vară, la vacanță, și sunt așa pe fundalul acesta alb. Este o cordeluță din aceea pe care pur și simplu o pui pe cap, ceva de genul. Bineînțeles, eu acum am așezat-o așa repede, deci nu are niciun sens, nu are nicio noimă. Și are în partea de sus un nod din acesta, dar este destul de micuț, astfel că nu pare o chestie aici în vârful capului, dacă știți la ce mă refer. Am mai luat de la ei, de fapt, o coroniță din aceasta pentru păr vara trecută, dacă vă amintiți. Tot așa cu un model tropical cu frunze, numai că era fundalul galben și mi-a plăcut enorm, enorm de mult și am purtat-o și chiar am purtat-o recent într-un clip. Așa că în momentul în care am văzut-o pe ea, imediat am adăugat-o în coșul de cumpărături, pentru că v-am mai spus că eu nu știu să-mi fac multe chestii la păr și mai apelez la diverse accesorii din acestea, deci este ideală pentru mine. Și a costat 30 de lei, parcă, nu mai știu sigur. A, și apropo, mărimea, să știți că este universală, iar mie îmi vine la fix. Și ultimul lucru luat de la H&M este ceva ce îmi trebuia neapărat și este vorba despre o curea din aceasta maro. Este un maro destul de închis, dar pe cameră cred că pare mai deschisă, nu știu de ce. Este o curea făcută din piele, ceea ce la fel mie îmi rezistă un pic mai bine aceste curele din piele, iar catarama este cu auriu. Stați un pic să o desfac de aici. Așa arată catarama. Mi se pare că auriul acesta se potrivește foarte bine cu nuanța aceasta de maro, pentru că îi dă așa un aer mai elegant, o face un pic mai sofisticată, dacă pot să zic asta. Și, din nou, am făcut greșeala să îmi iau cureaua în mărimea M, pentru că m-am luat după măsurătorile acelea de pe site și, în general, v-am zis că port pantalon cu taria înaltă, astfel încât mărimea M îmi este prea mare. Dar asta înseamnă că trebuie să dau eu găurele la curea. Din nou, fac asta cu fiecare curea pe care o iau de la H&M. Cred că până mă învăț minte că nu trebuie să mai iau mărimea M, trebuie să iau una mai mică. Așa că țineți cont de lucrul acesta. În funcție de unde vreți să vă puneți cureaua, luați o mărime normală sau o mărime mai mică, așa cum v-am spus. Și să știți că aceasta chiar miroase a piele. Iar acum, haideți să trecem și la comanda dată pe About You. De fapt, am dat două comenzi și mi-am luat întâi de toate o pereche de sneakers sau Adidas sau, mă rog, cum vreți să-i spuneți. Și am stat efectiv să caut o grămadă de timp niște sneakers din aceștia, niște Adidas, hai să le spunem Adidas, pe alb, simpli, care să nu pară din aceea super mari și în stilul acela de Adidas oversize, dacă putem să spunem lucrul acesta, pentru că voiam unii care să fie și sport, dar în același timp să-i pot integra și la niște pantaloni ușor mai eleganți, dacă știți la ce mă refer, așa că până la urmă am reușit să-i găsesc pe ei și apoi problema se punea de mărime, pentru că v-am mai zis, eu port 35, așa că da, Adidas și aceștia i-am luat de la copii, dacă vă vine să credeți, dar sunt foarte buni, ceea ce este super! Și perechea arată așa, efectiv, chiar sunt albi complet, după cum se poate vedea, nu au niciun detaliu cu o altă culoare și sunt în modelul acesta Stan Smith. O să vă las oricum linkul cu ei în descriere, dar din nou țineți cont că sunt cei de la copii. Și efectiv îmi place super, super mult modelul acesta, pentru că după cum se poate vedea, așa cum am zis, sunt sub formă de Adidas, bineînțeles, dar sunt destul de subțirei, dacă putem să spunem așa, sunt pe picior, astfel încât, v-am zis, pot să-i port foarte, foarte lejer cu blugi, cu pantaloni de training, cu fuste, cu pantaloni scurți, cu rochițe, pentru că au aspectul acesta și am vrut neapărat într-un alb simplu, cu toate că știu că se vor murdări foarte, foarte rău. Și apropo de asta, dacă aveți pentru mine soluții care într-adevăr au mers la voi, soluții cu care vă curățați Adidas și albi, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii, pentru că eu am încercat o grămadă, o grămadă de variante și de idei de pe internet și cu unele perechi de Adidas funcționau și cu altele nu, așa că dacă aveți o idee ca să pot să îi întrețin și eu cât mai mult pe aceștia așa pe alb, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, chiar insist și aștept cu nerăbdare sugestiile voastre. Și revenind la ei, i-am probat și să știți că sunt foarte, foarte comozi. Mă speriasem să nu fie prea tare aici în spate, pentru că în momentul în care pui mâna pe ei se simt destul de rigizi. Acum rămâne să-i port, pentru că nu am apucat să îi iau până acum și o să vă zic dacă sunt confortabil sau nu. Sper să nu am nevoie de plasturi
știți, pe care să-i pui la călcâi. Iar ca preț, din păcate, nu mai rețin cât am dat pe ei. Știu că în jur de 200 și ceva de lei, dar oricum o să găsiți din nou linkul în descriere, chiar dacă poate nu mai sunt disponibili în mărimea mea. Dacă ați văzut daily vlogurile mele recente, știți că vă spuneam acolo că am început să fac sport aproape în fiecare zi, fac de cel puțin 5 ori pe săptămână, așa că aveam nevoie de mai multe echipamente pentru sport, astfel încât să le rotesc între ele când un echipament este la spălat și altul este pe sârmă, pe unul să-l folosesc sau ceva de genul, așa că mi-am mai luat o bustieră pentru sport și am luat-o pe aceasta de la Nike, este într-un negru simplu, după cum se poate observa, și este o bustieră ce oferă o super, super susținere. Eu am luat-o în mărimea M și îmi vine la perfecție, credeți-mă pe cuvânt, nu o să o probez pentru că, nu știu, nu mă simt confortabil să mă filmez în fața camerei, în fața voastră, purtând un sutien pe mine, pentru că, totuși, chiar dacă este pentru sport, este un sutien, așa că trebuie să mă credeți pe cuvânt că vine foarte bine, vine exact pe corp, dar astfel încât să-ți ofere și mobilitate, să poți să o dai jos ușor și să o pui la loc pe tine și tot așa, dar astfel încât să-ți ofere și susținerea de care ai nevoie, să rămână acolo efectiv unde o pui. Îmi place foarte mult materialul acesta, încă nu am apucat, să știți, să fac sport cu ea ca să o testez, să zic așa, pentru că ei promit a fi un material din acela în care pielea este lăsată să respire și practic absorbe așa cumva din transpirație, astfel încât să fie perfectă din punctul meu de vedere și, după cum se poate vedea, are în partea de jos această bandă de susținere care v-am zis se lipește direct pe corp, ce este ideală pentru că astfel bustiera îmbracă mai mult efectiv din corp și te susține mai bine, mai ales în cazul meu, pentru că nu am niciun bust foarte mare, dar nu am nici cel mai mic bust, așa că aveam nevoie de ceva de genul și banda aceasta chiar îmi este foarte utilă. Plus de asta vine și cu burete, eu evident că o să-l dau jos pentru că nu suport să am burete la bustierele de sport și efectiv se scoate cam atât de simplu și doar trebuie să-i mai tai chestiuța aceasta aici și, bineînțeles, oricând pot să-l bag la loc în cazul în care chiar este nevoie de el. Așa, haideți că am și scos buretele acesta și pe spate să știți că vine așa, în forma aceasta de X, dacă putem să-i spunem astfel, și bretelele sunt destul de grosuțe pentru că eu asta am căutat la o bustieră de sport. Nu mă susțin pe mine niște bretele din acelea foarte finuțe sau cele tip bandă. Îmi trebuie ceva de genul, așa că aceasta este minunată. Am probat-o, v-am zis, sunt mulțumită de ea, rămâne să o testez în momentul în care îmi fac antrenamentul. Și pentru partea de jos, bineînțeles, și nu numai, pentru că aceștia merg cumva purtați și pe afară în anumite contexte, mi-am luat o pereche de pantaloni de la Adidas, pe care m-am gândit eu că ar fi indicat să îi iau în mărimea M și trebuie să recunosc că sunt ușor lărguți. Noroc că au elasticul acesta în talie și se pune din nou pe piele și rămân pantalonii acolo pe tine, pentru că altfel în partea de jos pe picior ei vin destul de lărguți, de lălâi, chiar putem să spunem lucrul acesta, dar pentru că în mare parte o să-i folosesc pentru sport acasă la mine, vor fi perfecți pentru că astfel nu am un material care să se strângă pe picior, lasă pielea să respire, pot să mă mișc eu lejer, deci pot să vă zic că am nimerit-o eu cumva. Dacă voiam într-adevăr să-i port pe afară sau să-i folosesc la alergat, îmi trebuia clar un S și nu un M, dar altfel sunt super, super fine. Și nu sunt nici foarte scurți, dar nici din aceea lungi până la genunchi, chiar sunt perfecți ca și lungime. Și materialul din care este făcută perechea aceasta de pantaloni, să știți că este din acela de viscoză sau ceva de genul, deci nu este cine știe ce, dar din nou este vaporos și permite pielii să respire și să știți că este și ușor transparent. Nu știu dacă se va vedea cumva, încercând să țin așa, dar da. Iar pe partea din spate au scrisul acesta în colț, au bineînțeles pe lateral dungile de la Adidas și în partea din față au din nou brandul aici inscripționat, pentru că altfel nu era evident de unde sunt pantalonii. Și să știți că i-am luat pe ei pentru că nu neapărat
wow, ce m-a atras pe mine modelul sau chestii din acestea. I-am luat pentru că pe ei i-am găsit pe stoc în mărimea aceasta M, ce credeam eu că ar fi ideală pentru mine. Așa că da. Ah, și să știți că au șnurul acesta pe interior, deci de aceea am zis că este bine ca elastic, pentru că poți să-i strângi foarte bine pe talie și să-ți ofere practic siguranță. Acesta a fost ultimul articol vestimentar din haul-ul de azi. Ei bine, dragilor, acesta a fost clipul de astăzi, așa că dacă v-am inspirat într-o anumită măsură, dacă a fost util clipul pentru voi sau pur și simplu dacă v-ați relaxat alături de mine, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și încă o dată căutați-mă pe Instagram și pe Facebook dacă vreți să interacționăm mai mult și aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce articol vestimentar v-a plăcut cel mai mult din haul-ul acesta sau ce vi se pare vouă că mi se potrivește cel mai bine. Iar acum, dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și vă las în partea aceasta niște clipuri interesante pe care să le vizionați și până data viitoare, eu vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!